ei câteva cuvinte de început. Noi suntem doar gazda acestei manifestări. Organizatorul este Asociația Bibliotecilor din România. După cum bine știți, clădirea se va deschide publicului de Ziua Națională a Bibliotecarului. Totuși, la insistențele colegilor noștri și mai mult decât atât a celor apropiați nouă în acest spațiu, am hotărât să avem o avanpremieră profesională, o lansare de carte, o atitudine și o activitate specific biblioteconomică. E un prilej de a vedea bibliotecarii în acțiune atunci când transformă o clădire în bibliotecă și e ceea ce noi încercăm să facem acum și primele rezultate să fie vizibile la deschiderea bibliotecii. Și de asemenea e un prilej pentru musafirii noștri de astăzi să vadă o mică parte din acest spațiu. Sfaturile dumneavoastră după aia, observațiile ne vor fi de folos. Și înainte de a trece cuvântul domnului profesor Regneală, domnului președinte al Asociației Bibliotecarilor din România, am să răspund public câteva întrebări adresate în particular legate de ce se va întâmpla la momentul deschiderii. Deschiderea oficială către public a Bibliotecii Naționale a României se va face gradual, treptat, începând cu Ziua Națională a Bibliotecarului, 23 aprilie 2012. Vom avea o săptămână de manifestări în care vom implica cele două asociații profesionale, biblioteci din sistem, centre culturale, editori, alte manifestări specifice cărții, lecturii, informației și conceptul în jurul căruia vor fi aceste manifestări e faptul că o bibliotecă națională e complementară celorlalte biblioteci din sistem. Astfel, după 23, când e deschiderea oficială, vom avea pe 24 activități desfășurate împreună cu bibliotecile publice, împreună cu scriitori, cu Uniunea Scriitorilor, cu editorii. Pe 25 vom avea activități destinate bibliotecilor școlare, împreună cu Biblioteca Națională Pedagogică, cu secțiunea specializată din ABR, cu diverse școli din București și din provincie. 26 este și Ziua Proprietății Intelectuale și e o zi dedicată bibliotecilor specializate, centrelor culturale, bibliotecilor universitare și de asemenea vom avea o manifestare specială cu oficiul de stand, cu OSIM-ul pentru standarde și mărci și tot pe 26 vom aniversa oarecum mai specială Biblioteca Universității de Medicină Veterinară din București, un moment aniversar, 150 de ani de la întemeierea acestei prestigioase facultăți devenite de nivel european. Iar pe 27 vom avea Ziua Patrimoniului, vom încheia ciclul acestor manifestări, amintind că se încheie ciclul celor 500 de ani de la apariția tiparului, cărții și tiparului în spațiul românesc. Și atunci va fi o zi dedicată aniversării a 500 de ani de la primele cărți de ciclu Macarie, Nicu Steinhardt și, de asemenea, laboratorul Centrul Național de Patologie și Restaurare va avea niște activități mai speciale. Pe scurt, cam ăsta e programul. Sper să fie interesant și din perspectiva utilizatorului larg și din perspectiva noastră a profesioniștilor. Și am dorit ca cel care se regăsește în program să ne contacteze, să vedem cum putem coopera, astfel încât deschiderea Bibliotecii Naționale a României să devină cu adevărat o zi națională a bibliotecarului. Cum vă rog să-mi permiteți să transfer cuvântul domnului profesor Regneală, care este, de fapt, gazda acestei manifestări, voi fiind doar spațiul care o găzduiește acum.